Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și astăzi vom discuta despre cursul de psihologie în opțiuni binare. Este foarte important și joacă un rol foarte important psihologia atunci când tranzacționăm. Pentru acest lucru, că fiecare începător are probleme cu psihologia în tranzacționare, am decis să fac un video referitor la cursuri de psihologie. Am 5 reguli care ne vor ajuta să trecem peste această psihologie complicată, adică pentru stresurile care le avem atunci când tranzacționăm. Prima regulă este: dacă tranzacționezi pe demo bine, înseamnă că ai o strategie bună. Însă, pe contrareal, când tranzacționezi, ești în minus, înseamnă că psihologia e de vină. Hai să explicăm această regulă. De exemplu, avem o strategie foarte bine muncită la ea, strategia funcționează și pe demo totul este bine și mereu în plus. De ce pe demo suntem în plus, iar pe un cont real în minus? Deoarece atunci când tranzacționezi pe un cont demo, tu știi că nu sunt banii tăi reali și în caz că îi pierzi, nu ai frica aceea. Iar atunci când trecem pe un cont real și te gândești, cel mai mult nu te gândești la analiza graficului, la un profit cât de mic, însă te gândești să nu pierzi acei bani. Asta este cea mai mare problemă. Pentru aceea trebuie să tranzacționezi cum tranzacționezi pe un cont demo și ești deprins, adică ai făcut 3-4 tranzacții în plus, te oprești, nu mai tranzacționezi. Același lucru îl faci și pe contul real. A doua regulă, problema cea mai mare când tranzacționezi multe ore și mărești suma tranzacției. Adică atunci când tranzacționezi foarte multe ore, tu deja pierzi controlul. Deja nu mai tranzacționezi ca să ai un venit, dar tranzacționezi ca la casino. Deja nu mai analizezi graficul corect și începi să mărești suma tranzacției. Fiindcă pierzi din depozit, ești obosit, nu mai poți controla nici emoțiile și psihologia începe să te dea la pământ. De aceea eu vă recomand atunci când tranzacționezi să tranzacționezi, de exemplu, o oră pe zi, 2 ore maxim sau 3 tranzacții în plus, te oprești, 5 maxim. Eu, de exemplu, la început, la fel, facem foarte multe greșeli, foarte mult timp îl petrecem în fața calculatorului și tranzacționam. Primele 3-4 tranzacții erau în plus, analizam foarte bine, însă oboseam după aia și nu mai vedeam nici graficul, nu-l puteam analiza bine. Totul mergea deja foarte, foarte rău. Am înțeles acest lucru după ce am început să pierd bani și am văzut că, de exemplu, după 3 tranzacții în plus, a patra, a cincea deja sau sunt plus sau în minus, dar foarte greu și deja nu mai analizam corect graficul. A treia regulă, atunci când tranzacționezi și nu te poți opri. Asta e cel mai rău lucru care la fiecare se întâmplă. Tot începem a tranzacționa și, de exemplu, am făcut 30 de euro. Am făcut 30 de euro și stăm și ne gândim: păi, de ce să nu mai fac încă 20, să am 50 de euro astăzi în plus? Nu, nu-i corect. Ați făcut 30 de euro, aveți pe zi, de exemplu, vreți să faceți o sumă oarecare de bani, de exemplu, 20 de dolari sau 30 de dolari sau 30 de euro. Ați făcut acea sumă, v-ați oprit, ați închis totul, laptopul, calculatorul, ați plecat la plimbare, sau, mai știu, ajutați părinții care muncește, pleacă la muncă.
Ei, cel mai bine să avem un limit. Adică, odată ce ai un limit și te poți opri, vei fi mereu în plus. Însă, dacă nu te poți opri și tranzacționezi foarte mult, mărești suma de tranzacție, atunci mereu vei pierde toate depozitele și îți va fi foarte greu. Și psihologia joacă foarte un rol important, că odată ce ai pierdut, îți va fi frică să depui alt depozit, iar să tranzacționezi. De ce eu vă recomand să vă faceți un regim, un grafic, adică de la ce oră până la ce oră tranzacționezi, ce sumă dorești pe zi, însă suma depinde foarte mult de depozitul dumneavoastră. Dacă ai un depozit de 100 de dolari, atunci n-ai să poți să faci 50 sau 100 de dolari în plus în aceeași zi. Fiindcă trebuie de la aceea sumă să tranzacționezi cu un procent, maxim până la 5% din acea sumă. Însă eu vă recomand cu un procent, fiindcă dintr-o 100, dacă ai să tranzacționezi cu un dolar, dintr-o 100 de dolari, tu când vei pierde acel dolar, tu psihologia la tine nu va juca, adică nu vei fi stresat foarte tare. Însă de la cei 100 de dolari, dacă vei pune suma tranzacției de 10 dolari, după care vei dori să dublezi suma și vei pune încă 20, vei avea deja minus 30 de dolari în cont și vei rămâne doar cu 70 și deja psihologia joacă foarte mult, te stresezi, te gândești ce să faci, cum să faci, că ai pierdut deja 30% din depozitul tău. A patra regulă. Te gândești la alte probleme și nu te concentrezi la analiza graficului. Dragi prieteni, dacă în viață mult se întâmplă și fiecare avem probleme, viața mereu e plină de probleme și fiecare are problemele sale. Atunci când ai o problemă, vă recomand să nu tranzacționați. Fiindcă te gândești la acea problemă și iarăși nu analizezi corect graficul, fiindcă gândul ți este la acea problemă, cel mai bine în acea zi să nu tranzacționați, rezolvați problema, după care reveniți și tranzacționați. A cincea regulă. Când cineva te sustrage de la tranzacționare, asta e foarte, cea mai faină regulă. Atunci când prietenii, părinți, frați, surori, tu te pui să analizezi graficul, vine cineva și te sustrage că vreau mâncare, vreau nu știu ce acolo, doresc să mergem la plimbare. Când tranzacționați, stăruiți-vă tot timpul să fiți în liniște, să analizați foarte bine graficul, fiindcă odată ce vă sustrage cineva, nu mai analizezi corect. Asta din propria experiență, că când vine și îți zice, hai la mâncare, de exemplu, după 2-3 minute iarăși, hai la mâncare, tu deja nu te mai gândești la tranzacționare, te gândești la mâncare și odată ce te sustrage, deja nu mai faci analiza Exact. corect. Stăruiți-vă să aveți o strategie bine muncită, analizați-o foarte, foarte bine pe demo, după care treceți pe real. Și odată pe demo ce ați început a tranzacționa în plus și vedeți că acea strategie merge, faceți acest lucru și pe cont real. La fel va funcționa. Dacă ați respectați aceste reguli și nu ați tranzacționat multe ore, să aveți un grafic, o să aveți liniște, atunci totul va fi ok. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. În caz că aveți careva întrebări, scriți în comentarii, voi răspunde la ele. Poate am scăpat ceva din acest curs de psihologie. Spuneți și voi care e problema, cum vă controlați emoțiile atunci când pierdeți tranzacția sau ceva legat din viață.
Vă mulțumesc foarte mult, pe curând!